La Sala RATB din capitală se desfășoară în aceste zile memorialul Victor Ciocâltea, eveniment șahist ce onorează gloria celui care a fost unul dintre cei mai puternici și mai populari jucători români din istorie. În cadrul acestui eveniment putem urmări două turnee cu participare internațională, la care intrarea tuturor iubitorilor de șah este liberă. Aici spectatorii pot juca o partidă de șah după cum observați în imagine, pot cumpăra cărți, materiale despre șah, se pot plimba printre jucători, sau pot observa partidele pe un ecran montat în incinta sălii de analize. Costică Lupulescu conduce în clasamentul turneului principal, competiție la care participă și campionul mondial al juniorilor de 16 ani, Cristian Chirilă, cu șanse mari de a-și face o normă de mare maestru. La competiție participă și vicecampionul național Gheorghe Lisabu, jucând acum cu piese albe împotriva lui Andrei Murariu, maestru ce a acceptat provocarea cititorilor Broxport de a juca împotriva lor online. Ediția din acest an a memorialului Victor Ciocâltea este extrem de interesantă. De ce? Peste 80% dintre participanți sunt fie juniori, fie de-abia au terminat junioratul. La această vârstă, foamea de succese nu este potolită, iar cu o astfel de atitudine, spectacolul este garantat. Într-o astfel de atmosferă vă invit să veniți și să jucați șah. Organizatorii s-au gândit și la publicul amator, astfel încât în zilele de sâmbătă și duminică, dimineața se organizează un turneu dedicat pasionaților sportului minții. În cazul în care aceste imagini v-au convins să veniți și să jucați șah, pe www.proșah.eu aveți toate detaliile competiției.